Ofensiva culturală a Consiliului Județean Hunedoara înregistrează succes după succes. Ieri la Vața a avut loc Festivalul Taragotului, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara și Primăria Comunei Vața de Jos. Organizat în zi de sărbătoare de Sfântul Ilie, festivalul s-a bucurat de un public nu doar peste așteptări de numeros, ci și avid de folclor autentic românesc în interpretarea unor adevărați maestri din toate zonele țării. Într-adevăr, Taragotul pentru noi, cei vățenii din Vața de Jos, este un instrument foarte important, să zicem cel mai important instrument care face parte din tradiție și din folclorul nostru. Sunt mândru că putem continua acest festival al Taragotului în județul Hunedoara, în comuna Vața. Și am spus-o ori de câte ori am avut ocazia, festivalul Taragotului nu poate fi în altă parte decât la Vața, fiindcă cel care este tezaurul viu al folclorului românesc, Pera Bulz, taragotistul nostru rândit, este un om deosebit, o mândrie a noastră, a județului, a dumneavoastră, a cetățenilor. Aș vrea să facem așa, să vă întreb, vă place festivalul ăsta? Mulțumesc! Dacă vă place acest festival, îmi permit să dau o sarcină la doi oameni. La domnul director de la Direcția pentru Cultură și Artă a Județului Hunedoara și cu sprijinul domnului primar, ca în acest an, domnule director, să înființați aici la Vața o școală a Taragotului. Iar noi, Consiliul Județean, să fim cei care vă sponsorizăm și vă ajutăm cu bani. Cred că o promisiune mai mare ca asta din partea voastră nu cred că avem, nu? O faceți? Dacă o faceți, sunt convins că an de an vom avea tineri taragotiști promovați în școala de la Vața extraordinar. Pe această care doresc să le mulțumesc Consiliul Județean, domnului președinte Laurențiu Nistu, Centrului de Cultură și Arte al Județului Hunedoara, pentru implicarea în acest festival. Eu cred că este un lucru foarte important că Consiliul Județean se implică în acest proiect și cred că și dânsii își doresc acest lucru, să continuăm acest festival al Taragotului. Este o emblemă a Județului Hunedoara acest festival al Taragotului și cu presusință mai degrabă la Vața de Jos, pentru că, după cum știți, aici avem un tezaur uman viu, pe domnul Pera Bulz, avem pe domnul Ionel Coza, un mare dirijor. Vom avea pe scenă, așa cum o facem de fiecare dată, și tineri interpreți, tineri instrumentiști, mari maestri ai Taragotului, dar ne vom aduce aminte și de cei care nu mai sunt printre noi și cu siguranță veți rula imagini de pe ecranele de proiecție pe care le avem, unde ne vom întâlni măcar sufletește cu cei care au fost mari taragotiști prezenți an de an aici, Dumitru Fărcaș, Luca Novac, Petricăvița, Ioan Berci sau Sergiu Cipariu, și pentru ei am gândit un moment special în această seară. Au urcat pe scenă 16 maestri ai Taragotului, acompaniați de orchestra condusă de profesorul Ionel Coza. Vața de Jos a însemnat încă de pe vremea cântării României ceva deosebit, în sensul că de aici era taraful de la Vața și am întâlnit pe vremea când eram relativ tânăr taragotiști, inclusiv pe domnul Pera, care la vremea respectivă erau notabili. Și dacă eu vin din Banat, ca să zic așa, din Țara Suflătorilor și am fost plăcut impresionat, înseamnă că a fost un nivel interpretativ aici. Și vreau să cred că este în continuare. Printre virtuozii așteptați cu nerăbdare pe scenă, maestrul Pera Bulz, diamantul din Apuseni, taragotistul Țării Zarandului, recunoscut de UNESCO drept tezaur uman viu și care, peste câteva zile, mai exact în 2 august, va împlini 77 de ani și care a fost cap de afiș la toate cele 11 ediții ale festivalului. Thank you.
Din punct de vedere al evenimentelor culturale de înaltă clasă, județul Hunedoara a avut și are în continuare mult de oferit, iar organizarea unor astfel de evenimente implică muncă, pasiune și respect față de publicul din ce în ce mai pretențios. Mă bucură că sunt atât de mulți oameni prezenți, mă bucură faptul că iată, Consiliul Județean spune foarte des ofensiva culturală al județului sau din județul Hunedoara și nu este doar o sintagmă pe care cei din Consiliul Județean o folosim, ci iată că se văd și rezultate și cred că sunteți de acord cu mine pentru că sunteți prezenți de fiecare dată la evenimentele pe care le organizăm. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc celor care finanțează, celor care înțeleg importanța acestor evenimente culturale, să mulțumesc tuturor colegilor mei, începând de la artiști până la echipele scenotehnice, care au depus un efort mare la aceste evenimente, la Festivalul Taragotului și nu numai, să le mulțumesc tuturor și nu în ultimul rând să mulțumesc publicului pentru că răspunde de fiecare dată bine la aceste evenimente, ne susțin și pentru noi acest lucru este cel mai important. Mi-e place foarte mult și am un nepot care cântă, aștept să cânte și nepotul. E cald afară și totuși rezistați cu stoicism. Păi la așa muzică, la așa festival ar fi culmea să nu participăm, mai ales în zona noastră. Am vrut să vin în costum popular, așa mi s-ar părea că ar trebui să venim toți la un asemenea festival. Mi-am dorit foarte mult să ajung, de vreo 3 ani de când mi-am cumpărat casă în Țebe, am vrut să ajung la Festivalul Taragotului. Este minunat pentru mine. La Cluj mergeam tot timpul să-l ascult pe Mitru Fărcaș, Dumnezeu să-l pomenească într-o împărăție cerurilor. Și acum vreau să-l ascult pe Pera Bulls și pe toți ceilalți. Ne place foarte mult folclorul în general și iubim această activitate populară care se face aici la Vața. Eu nu sunt de aici din Vața, sunt din Baia de Criș născută și oricum, deci ne atrage foarte mult folclorul. Tot timpul venim aici. De unde sunteți de loc? Din Brad. Din Brad? Da, Brădean. An de an ne întâlnim aici cu prietenii, dar eu am ales să stau aici să văd mai bine. Deci mă leagă, deși nu sunt născut aici, mă leagă locurile astea pentru că există multă tradiție. Există oameni minunați care vreau să continue ceea ce strămoșii noștri au început și sperăm ca și copiii noștri să meargă mai departe și să nu uite niciodată că aici este un tezaur viu care ne dă exemplu și ne ajută să mergem mai departe cu aceste tradiții.